Hei, salutare lumea, eu sunt Cătălin și vă prezint al cincelea episod din ăsta, din vlogul Cătălinului. De data asta avem chestia că ieri a fost ziua unei vecine de mele de jos. Jos, da. Și n-am putut să postez și ăsta, cum să desenez o ultima chestie, episodul 3. Dar azi o să-l fac, deci filmez video-ul, îl pun pe YouTube, mă duc la bunicii mei, stă vreo jumătate de oră, la cea vin înapoi și postez și episodul din cum să definez. Bun, de data asta vreau să vă prezint, dacă data trecută am avut un exist, de data asta vă prezint, caratis cu sabia, asta, ghiciți de unde o am. Am din Război Mondial. Nu, pe clasa 3-a, când am fost la excursie, ca cum se apasă, când am fost la excursie, mi-am luat o chestie din asta. Mi-am luat și o cană cu steaua, mi-am luat un pistol cu bilea cu vaci acolo, că e cam stricat. Eu sunt uitat, nu? De fapt, nu era funcțional de prima dată, dar într-un fel l-am făcut, dar după aceea am sărit arcul. N-a durat multe zile, dar asta durează și asta din lemn prețios. Colegul meu de scaun, mereu am fost în toată excursia, am fost colegul așa, îl cheamă Alex și și el și-a cumpărat una cu aici roșu, cred, nu mai știu. Și mi-a zis a doua zi după excursie, mi-a zis că s-a dus acasă și fix atunci când a ajuns, i-a dat-o la un vecin de-a lui așa, care era mic, bebeluț într-un fel, și a trântit urmă un pic așa jos și a rupt-o. Aici am niște bombonele, nu știu, cred că s-o trăvite. Nu cred. Și am aici niște precuri. Stați mă pic. Deci astea comandate o să vin pe acolo. Nu știu dacă mai bine, mai mi le dă. Nu cred că mai mi le dă și eu vreau înapoi. Bun, pe cam asta a fost tot din acest episod. Nu uitați de like, de comment, de subscribe, de share, de toate cele bune. Nu uitați de pauza care n-am făcut-o din august numai pentru voi. Deci haideți să încercăm să facem 12 like-uri, 12 comenturi și din astea. La vedere, lume, bye bye. Și ne vedem data viitoare. Pa!